Echipa de fotbal Unirea Câmpina sărbătorește sfârșitul de an cu pomana porcului. După ce s-au clasat pe primul loc, băieții au considerat că eforturile tuturor trebuie răsplătite cu o mică petrecere cu persoanele apropiate echipei. Unirea Câmpina, iată că nu numai se află pe primul loc, a reușit cu multă voință să facă și exact ce trebuie să facă la un sfârșit de an, aproape de Crăciun, să tăiem și un porc ca toți jucătorii ale echipei Unirea Câmpina să fie mulțumiți de ceea ce se întâmplă la Unirea Câmpina. Sfârșitul lui decembrie vine cu un porc tăiat pentru care s-a pregătit focul și din care s-au pregătit bucate delicioase. Un porc pentru primul loc. Noi facem mâncare pentru promovare. Rețineți aspectul. La pomana sacrificatului au participat și consilieri locali, susținători înfocați ai sportului din municipiu. Sunt un om care îmi place fotbalul, lumea care mă cunoaște știe că m-am ocupat de așa ceva. Acum 10-15 ani aveam o echipă Edil Const Jandarmi, la care eram președintele asociației și acesta este motivul de sunt și astăzi în prezența la Unirea, o echipă fanion la ora actuală pentru Câmpina, este pe primul loc, ceea ce îi dorește și pentru anul să-și păsteze acest loc și să promoveze. Se poate spune că este un cadru intim. După cum vedeți, sunt cei apropiați de echipă, nu mai jucători. Ca să zic că coeziunea echipei e formată deja de înainte, nu de acum. Ne vedem în ce? Cu siguranță. Se întâmplă și la casele mai mari. Unirea Câmpina s-a reunit ultima dată pe stadion în acest an, dar fără minge și arbitru, cu o pomană a porcului ca la carte.